Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm săritura în sprijin înghemuit, pe capătul apropiat al lăzii, așezată longitudinal, urmată de rostogolire în înghemuit. Tema se adresează clasei a 6 a competenței generale numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport sau în alte spații special amenajate. Locul în lecția de educație fizică poate fi după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală, pe unitate de învățământ sunt necesare: saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică, trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În clasa 6, -a, săriturile la aparate cuprind următoarele elemente de conținut. Sărituri în sprijin ghemuit pe capătul apropiat al lăzii, așezată longitudinal, urmată de rostogolire înghemuit. Cunoștințe despre criterii de evaluare a unei sărituri, informații cu caracter sportiv. Cunoștințe despre criterii de evaluare a unei sărituri. Se evaluează corectitudinea execuției fazelor săriturii, pondere 50% din nota finală, amplitudinea zborului, pondere 25% din nota finală și precizia aterizării, pondere 25% din nota finală. Se acordă elevului două încercări, notându-se cea mai bună reușită și înregistrându-se cea mai bună notă. Lada de gimnastică este din lemn și are o formă trapezoidală pentru stabilitate mai bună. În funcție de fabricant, poate fi compusă din 5-8 module sau cutii. Modulul superior, sau capacul, are deasupra un material mai moale care este capitonat cu un material rezistent care poate fi igienizat. În școală, în funcție de modulele folosite, poate avea o înălțime de la 40 cm capacul până la 1,20 m, în funcție de modelul acesteia. Săritură în sprijin pe capătul apropiat al lăzii așezată longitudinal, urmată de rostogolire înghemuit. Descriere tehnică. Elanul este relativ scurt, 7-8 pași și alergarea este uniform accelerată. 1. Bătaia energică pe ambele picioare se realizează pe capătul îndepărtat al trambulinei. 2. După bătaie, palmele se așează pe capătul apropiat al lăzii, concomitent cu ridicarea energică a bazinului, cu genunchii la piept și așezarea tălpilor pe ladă, obținându-se astfel poziția de sprijin ghemuit. 3. Din această poziție se execută o rostogolire înainte, în ghemuit. 4. În continuare, picioarele se întind, balasându-se înainte, concomitent cu ridicarea trunchiului, pregătind ieșirea de pe aparat și o aterizare echilibrată. 5. Indicații metodice exerciții. Cu palmele așezate pe ladă, sărituri de pe loc cu așezarea tălpilor pe ladă, 2-3 module sau cutii. Același exercițiu cu trambulină. Foarte important, Ajutorul profesorului se acordă din lateral cu mâna stângă la brațul drept al elevului, evitând devierile laterale și concomitent cu palma dreaptă la ceafă, evitând contactul capului cu lada. Din poziția ghemuit, sprijin cu palmele pe ladă, rostogolire înainte, înghemuit cu aterizare pe saltea. 2 sau 6 module. Este util ca profesorul să indice fiecărui elev locul unde trebuie așezate palmele și ceafa pe ladă cu elan de 3-5 pași, bătaie pe două picioare, fără trambulină, săritură cu așezarea tălpilor pe ladă, în sprijin ghemuit, două, 3 module sau cutii. Cu elan de 3-5 pași, bătaie pe două picioare, fără trambulină, cu așezarea tălpilor pe ladă, înghemuit sprijinit, urmată de rostogolire înainte, înghemuit cu aterizare pe saltea. cu elan de 7-8 pași, bătaie pe două picioare pe trambulină și așezarea palmelor pe ladă. Cu elan de 7-8 pași, bătaie pe două picioare, pe trambulină, așezarea palmelor pe ladă, săritură cu așezarea tălpilor pe ladă. Se va trece apoi la execuția finală. Foarte important rolul profesorului pentru siguranța elevilor. Greșeli posibile. Pe elan alergarea nu este uniform accelerată, elevul încetinind de înainte de bătaie. Bătaia nu se efectuează energic pe două picioare, ceea ce determină o insuficientă înălțare după bătaie. Nu se realizează o grupare a segmentelor și ridicarea genunchilor spre piept. În realizarea rostogolirii, contactul cu lada nu se realizează cu ceafa. Materialele filmate au fost realizate la Școala Gimnazială nr. 1 Cernavodă, județul Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred